Inspectoratul pentru situații de urgență Porolis-Mu al județului Sălaj recrutează candidați pentru concursul de admitere sesiunea 2012 la instituțiile de învățământ ale Ministerului de Administrație și Internelor pentru arma pompieri, unde vor fi scoase la concurs 85 de locuri. Facultatea de pompieri, 35 de locuri bărbați, școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, 50 locuri subofițeri, pompieri și protecție civilă bărbați. Cererile de participare în scriere la concursurile de admitere la Facultatea de Pompieri se primesc de către Biroul Resurse Umane până la data de 22 iunie, iar pentru școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești până la data de 10 august 2012. Admiterea la Facultatea de Pompieri se desfășoară potrivit graficului admiterii stabilit prin regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în facultățile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești se desfășoară în perioada 8-18 septembrie 2012, conform graficului stabilit de către Comisia de Admitere a Școlii.